Nu dispară. Sentimentele lui pentru Steaua sunt arhicunoscute. Gol! Marcat de Alex Ioniță. 1-0 pentru Astra. De minutul 64, Alex Ioniță deschide scorul după acel penalti făcut de Gabi Enache. Un dezastru după pauză. Gabi Enache face un penalti într-un mod cu totul și cu totul stupid. Nu avea nevoie să facă acea alunecare acolo. A ghicit colțul Niță, însă Ioniță a tras tare și plasat lângă bară. Iată-l pe Radunovici. O minge pentru Butean. Abang este în careu. Butean trece de doi adversari. Mai păcălește o dată pe Enache. Jalon Enache. Abang. Gol! 2-0. Astra câștigă în fața roșii albaștrilor. Cele trei puncte sunt puse în siguranță. 2-0 și om în plus pentru echipa lui Edi Iordănescu. Nu cred că băieții lui Dică pot reveni la ce au arătat în această seară. Abang reușește al treilea gol al sezonului. Foarte, foarte bun Butean. Totul pleacă de la acea recuperare, de la mijlocul terenului. Iată-l pe Butean. Odată îl păcălește pe Enache. Trece și de Benzar. Mai trece odată de Enache. Aerian Enache pe toată durata reprizei a doua. Iar Abang înscrie foarte, foarte inspirat Bertrand Abang.